Salutare la toți, cu voi Sergiu. Azi e 14 februarie la noi. Aici o îmbrăcăm pe Ariana. Salut, mămica. Salut. Felicitări. Mulțumesc de serenie. Să felicităm la urmă pe toți. Uite așa, 5 la Lili i-am dorit lui Cristinasa frumoasă. Și declarații de dragoste reciprocă. Dar declarațiile și tot scena ce-a fost le lăsăm pentru noi personal. Da. Acum ne ducem să o lăsăm pe Ariana la bunica. Să luăm întâi pe Alex la grădiniță, să lăsăm la bunica și eu, Cristina, ne ducem la cinema. Să ne uităm la o premieră, un film interesant. Alita, dacă ați auzit de el, arată promițător. După care să ne ducem, mămica, să mâncăm sushi wok. Sushi wok? Sushi wok. Adică toți mănânci sushi, dar eu pizza ceva. Și noi ne ducem la mall, la cinema, dar în ce? Să mai schimbăm puțin așa atmosfera. Să vedem și acolo și nou mai este. Tata. Ariana principalul s-a luat copilul, da? Da, e... Dar unde duci tu cu copilul, Ciuțica? E niciodată nu-și las copii acasă. Nu știi? Ei, mămică adevărată. Așa fac mămicile, nu lasă copii acasă. Salut! Și uite aici e Alex. Alex ne-a făcut azi un cadou. Ce cadou? Te iubesc! Așa se spune și ne-a făcut... Ah. Și uitați-vă ce a scris, wow, Alex! Ce sub... Stai să se focusez la asta? Da, un șoricel cu inimioare. Chet, 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 chet. Și astăzi i-a spus că spune numai tine. Și uite ce a scris Alex. Numele lui. Aha, Alex, 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 Alex. El singur. Bravo, țiuni! Și aici are poezii. Aha. I want to tell you I really love you. When I'm with you, I'm so glad. Alex. Ok. Trebuie să o înveți, tatea. A, trebuie să o înveți? Da. A, trebuie să învățăm și mai avem încă o poezie acasă, da? Da, da. Trebuie să învățăm și pe ce? Așa. Hai, ne ducem. Da, ne ducem, hai. Ce? Papa Ariana. A, Floricic. Ia, am spus papa. Da, da. Floricica lui bunica, da. Poftim ține. Cine, tu să ai grijă de Ariana, bine? Da, dar Floricel îl ești... duci lui bunica sau îl lași lui bunica? Hai, dă-i lui bunica. Da. Dai Floricel lui bunica? Bine. Să ai grijă de Ariana, bine? Da. Hai, să fii cu minte, Alex, bine? Papa. Mulțumim, mulțumim. Sergio flămânzit până la film, a zis că nu rezist. Am luat ceva așa pe drum că... Nu zis cartofi. Cartofi. Șocol mic. Nu am așa. Am luat că... Toată ziua pe drum, vreau umblat și... Dar eu n-am umblat pe drum, eu am mâncat, dar a zis ca să-mi fac poft și ne-a luat și un cheeseburger. Că popcorn de astea n-o să ne țină sătui. Așa? Da, 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 normal. Poftă mare. Mulțumim, o spun și Alex. Popcornul? Pentru un duel tactic. De toată frumusețea. Da, cu ochelari? Așa ochelari sunt mai mari, așa. Sticlă. Nu sunt la... Atletico Madrid, Juventus Torino. Oh, așa. Aici sunt mai comori ochelarii. Să faci un apă de pericol. S-a terminat filmul. Foarte interesant. Am vrut să ne ducem să mâncăm, dar... Am vrut să ne ducem să mâncăm, dar nu ne-am mai dus, că... Nu ne simțăm deloc bine, mă ating că am răcit. Da, cred că am răcit. Dacă l-am luat și pe Alex și pe Ariancic. Căciulă, căciulă. Îți văd ochii. Te ducem să facem un ceai de zmeură cu lămâie. Da, ne vedem acasă. Copiii erau doriți de casă. Alex se joacă cu mașina. Ariana pe aici. Ariana tot cu mașina, dar stătea cu păpușa. Unde-i păpuș, da? O băga. Dar ce i-a ascuns păpușa acolo? Ce i-a jos, Ari? E ce fel de oameni, e frumos. Și mămica o... dat pupică pe obraz, Ariana, ia uite la tata. Frumoasele, tata. Ține dată pupică pe obraz. Unde păpușa? Nu spate, nu spate. Nu deschide. Ia că e deschide. Deschide toate saltarele și scoate ce așa, orez, crup și mai are mama aici. Fasole, mazăre. Le scoate pe toate și le pune așa piramidă faci. Hai să vedem. Alex? Nu, pe cele ele. Dar este rotunde. Țiuni, las-o cheia mușa să nervieze. Las-o e singur. Dar ți închipui piramida asta, schiși și fac horror. Da, pe schiși, că e vrea să o dai jos pe urmă. Alex, nu pune sus, gata. Nu mai pune. Astea nu pune. Ariana, nu. Ariana, mușa scrie, da.
Nu știu, să cheșim. Să vedem care se deschide. O să fie interesant. Care se deschide, ai să strângi tu tata. Păi și eu i-am dat... Ia uita dânsa, ia uita. Ia uita dânsa, am ușa scăzut. Cum ușa scăzut? Așa, nu s-a deschis. Zbuni taper, nu s-a deschis. Așteptăm să șeargă apa și să facă Cristina ceai cu zmeură cu, pentru rășeală. Aici avem poezia lui Alex. Mai multe am învățat și cu drag v-am așteptat cântece și poezii repetate în zi de zi și un teatru să vină la Alex, tu ții minte poezia asta? Trebuie să o învățăm, știi? Da. De? Una engleză. A, și una engleză, da. Și am spus-o deja. Și aici încă o poezie. Au, au, Alex, de ce strigi, ieduțule, te adormi, eu, drăguțule? Hai, adormi, iedule rău, că a venit și rândul tău. Iar la tine va fi somnul întrerupt, că vei fi mâncat de lup. Nani, nani, iezișor, când te văd de foame mor, colții eu mi-am ascuțit să mănânc ied adormit. Păi să fii lupul, Alex? Să fii lupul? Ariana i-am dat. Astrovete să mănânce. Neam, 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 neam. Aici a Cristina a făcut ceai cu zmeuri și lămâie. Logic ar trebui să ajute pentru rășeală. Gripă, nu știu ce are. Azi vedem mai dimineață. Bântuie gripă prin țară. Scriți în comentarii dacă la voi tot ok. Sper că nu a ajuns la voi. În orice caz vă doresc să fiți sănătoși, voioși. Și cum spune Alex, astăzi e ziua dragostei. Da, și... Spuneți-vă cât mai mult te iubesc la persoane iubite și dragi. Iubiți-vă, declarați-vă unul altuia. Cum v-a fost, Sergiu și Cristina? Zi frumoasă în continuare. Bye! Pa, pa! Pa, pa!